Altă zi, alte cozi interminabile de mașini în Vama Giurgiu. Lucrările de reparații la podul Prieteniei sunt în plină desfășurare și până la finalizarea lor, autovehiculele circulă pe o singură bandă alternativ semaforizat. Pentru mulți dintre șoferi care mergeau în vacanță în Bulgaria sau Grecia, a fost un început de concediu în care răbdarea l-a fost pusă la încercare. De cât timp sunteți aici? De peste o oră. Peste o oră, de la 9 și 10 și 10. Nu ne mișcăm deloc și nici nu imaginez când ne vom mișca. Știți de ce stați la coadă? Pentru că lucrăm prea bine noi pe partea noastră de reparații. Dar eu mă întreb cât trebuie să mai stau. Mergeți în vacanță? Merg în vacanță, da, îmi doresc să merg în vacanță, dar uite ce vacanță ne facem. V-ați gândit să mergeți în altă parte? Nu, trebuia să o fi luat pe la Calafat. Așa ar fi trebuit să fac. O jumătate de oră, cam așa. Știți de ce trebuie să așteptați la coadă? Că se lucrează, da, da, știm. Mergeți în vacanță? Da, da. V-ați gândit la o rută ocolitoare? Ne-am gândit, dar am calculat prost ora la care ajungem aici. Dacă am fi ajuns noaptea, cred că era mai ok. Și mai afectați sunt șoferii de tiruri care sunt nevoiți să aștepte 10 de ore până trec frontiera în țara vecină. Ieri dimineață de la ora 8, la kilometru 10. Știți de ce trebuie să așteptați la coadă? La podul. E jale mare, suntem obosiți tare. V-ați gândit să ocoliți prin altă parte? Dar n-am știut că ocoleam pe la Negrovodă. De 25 de ore. 25. Nu știu cum lucrează ei. Greu lucrează de amenințătoare de așteptat. Tare greu. Ați mai trecut prin zona aceasta? Până am trecut de multe ori și nu e așa probleme. Acum cu podul acesta, cred că ceva reparații. La o rută ocolitoare v-ați gândit? Ne-am gândit, am venit pe aici, de-am ce să ne întoarcem înapoi. Noi știut că avem probleme aici, ne întorceam, începem pe partea cealaltă. Reprezentanții CNADNR spun că lucrările la pod nu mai suportau amânare și printr-un comunicat de presă îi roagă pe conducătorii auto să înțeleagă acest lucru. În același timp, autoritățile recomandă folosirea unor rute ocolitoare de trecerea frontierei în Bulgaria.